Dragoș Soare, primarul municipiului Slobozia și vă vorbesc în dublă calitate, primar în funcție și candidat pentru nou mandat pentru primăria Slobozia. În 2020, deși era pandemie, deși era începutul unei crize, mi-am asumat să candidez pentru un mandat de primar al municipiului nostru, reședință de județ. O candidatură grea, o candidatură, aș spune și alții, curajoasă, dar o candidatură a unui om asumat, răsplătită de comunitate cu cel mai mare număr de voturi la sfârșitul lunii septembrie, astfel devenind primul primar liberal al acestui oraș. Am început mandatul cu foarte multă încredere și curaj, încredere în comunitate și încredere că putem face o schimbare reală în oraș, o schimbare care să se ducă la nivelul mentalității omului de rând. Ne-a interesat în primul rând să schimbăm starea de spirit a orașului, care la vremea respectivă era una destul de căzută, cu câteva eșecuri importante pe care le-au avut fostele administrații, cu frustrări, și o comunitate aflată într-un, cum am spus mai devreme, într-un moment de criză, într-un moment dificil, prin care toată umanitatea de altfel a trecut, nu doar noi. Am încercat să găsim soluții pentru a face această trecere prin criză mai facilă, să sprijinim comunitățile vulnerabile, să punem resursa financiară acolo unde trebuie și în același timp să facem și strategia pentru dezvoltarea reală a acestei comunități. Dezvoltare înseamnă un concept extrem de complex. Înseamnă, pe lângă dezvoltare economică, înseamnă și creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii, prin dezvoltarea infrastructurii școlare, prin creșterea calității serviciilor publice, prin creșterea calității aerului, prin creșterea stării de bine în acest oraș prin cultură, prin sport, prin foarte, foarte multe lucruri care însumate înseamnă dezvoltare sau un nivel al calității vieții destul de ridicat. Nu spun că am reușit în totalitate, suntem la jumătatea drumului. Nu a fost simplu, nu este simplu să conduci o primărie și nu este simplu să faci dezvoltare într-un oraș care nu a fost obișnuit cu dezvoltarea. Am avut șantiere. Evident că au creat disconfort, dar după șantiere ne-a crescut confortul în anumite zone. Vedem peluze, vedem lucruri care se întâmplă în alte orașe din România sau din afara României. Vedem lucruri care încep să devină să devină extrem de utile pentru noi și moderne și vedem o altă imagine a orașului. Evident că nu s-a întâmplat ca acest lucru să fie făcut de unul singur. A fost o echipă și pot să spun cel mai sincer că echipa a fost comunitatea, care a înțeles să treacă peste neajunsurile unor șantiere în foarte multe direcții din oraș, peste neajunsurile disconfortului creat de praf, creat de gălăgie, creat de ideea de șantier. Și prin acest lucru am reușit să depășim în 3 ani și jumătate atât o criză, cât și un disconfort care spun eu că a fost poate pentru unii insuportabil, dar pentru marea majoritate a însemnat încă un mic efort până la a avea un confort mai mare. Evident că acest lucru nu se poate opri aici. I-am vorbit despre schimbarea mentalităților în Slobozia.
Suntem un oraș în centrul cele mai mari aglomerări urbane din România și merităm să fim în fruntea orașelor de 50-60 de mii de locuitori la nivel național. De ce? Pentru că putem fi cel mai sigur oraș din România, pentru că putem fi cel mai curat oraș din România, pentru că putem fi cel mai educat oraș din România și pentru că putem fi cel mai frumos oraș din România. Nu sunt lucruri mari. Când am spus se poate în 2020, am arătat ce înseamnă acest se poate. Am avut curaj să inventăm un festival de muzică și nu doar orașul, nu doar municipiul, ci oameni din jurul municipiului și din alte județe au venit participanți la acest festival de muzică. Am dovedit că putem avea lucruri de calitate, am dovedit că putem să ne comportăm ca acele orașe fruntașe. Acum spunem da, se poate. Există o confirmare a comunității, iar cea mai importantă confirmare va veni pe data de 9 iunie, când oamenii vor trebui să-și exprime dorința, susținerea sau nesusținerea vis-a-vis de mine sau de alți candidați și să spună care este direcția în care trebuie să meargă orașul. Eu am încercat să arăt că se poate. Am confirmare din comunitate că se poate și de aceea am spus da, se poate. Uite că se poate și la noi. Uite că se poate și la noi să avem infrastructură nouă, să investim foarte mulți bani în tot ce înseamnă servicii și infrastructura orașului. Se poate să dăm locuri de casă la tineri, se poate să avem blocuri noi în construcție, se poate să avem săli polivalente, se poate să avem spații verzi, se poate să avem competiții sportive. Iată că se poate să avem și o echipă de fotbal în divizia A. Se poate să avem un festival de muzică de nivel înalt, se poate să avem oameni frumoși, se poate să avem olimpici, bătrâni fericiți, părinți fericiți și se poate să avem un oraș extraordinar de frumos și de sigur, așa cum este Slobozia. Putem să-l facem și mai puternic, putem să-l facem și mai frumos, putem să-l facem și mai arătos și mai sigur, dar avem nevoie de continuitate. Nu cer continuitate pentru mine pe acest scaun pe care stau extrem de rar, cer continuitate pentru proiectele care pot duce la dezvoltarea orașului și la modernizarea orașului din toate punctele de vedere. Puterea stă la dumneavoastră, nu mai stă la mine. Mi-ați dat puterea în 2020, acum vă întorc această putere, iar pe 9 iunie dumneavoastră voi exercitați. Cum veți decide, așa va arăta orașul pe care îl avem. Indiferent de rezultat, eu mă simt onorat și vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost alături în acești ani și celor care nu ne-au fost alături, dar vă asigur că voi munci și în continuare, dacă voi fi reales, pentru toată lumea și voi respecta așa cum am fost respectat. Trebuie să mergem la vot, trebuie să avem încredere că prin vot putem face adevărate schimbări în comunitățile noastre și trebuie să ne asumăm înainte de toate, de la tineri, la adulți, la vârstnici, trebuie să mergem cu toții la vot, pentru că dacă vrem să avem un oraș așa cum ni-l dorim, stă doar în puterea noastră. Noi ne alegem oamenii care ne reprezintă și noi punem presiune pe ei prin vot pentru a face lucruri mai departe. Vă urez să aveți cel mai bun gând când veți merge la vot, sunteți singuri în cabina de vot, doar dumneavoastră veți decide și nimeni altcineva. Baftă și contracandidaților mei și fie ca Dumnezeu să ne arate calea cea bună. Mulțumesc tare mult!